Ca și în anii anteriori, Crucea Roșie Dâmbovița este alături de cei mai ghinioniști dintre noi care nu au posibilități financiare pentru a-și achiziționa cele necesare în sezonul rece. Astfel, o parte din voluntarii care acționează în mediul social și în caz de dezastre au fost mobilizați pentru a distribui a treia tranșă de ajutoare oferite în baza anchetelor sociale persoanelor defavorizate și, în special, familiilor cu mulți copii din 30 de localități din județ. În urma unor redistribuiri prin Direcția Finanțelor Publice cu sprijinul direct al directorului instituției, domnul Rusu Emilian, Crucea Roșie Dâmbovița a primit din confiscări o serie întreagă de bunuri, constând în general în îmbrăcăminte pentru copii. Având în vedere această campanie, putem spune că Moș Crăciun vine mai devreme în 2013 pentru cei nevoiași. Este o bucurie pentru acești copii și am păstrat aceste bunuri de a fi date în preajma sărbătorilor.